uitați-vă aici cu mare atenție. În lumea asta plină de ranguri nobiliare am adus un conte. Cine e? Un conte, mă, uite-te la el, un conte. Conte, e un... Și vrei să-i spunem numele acum? Nu, nu, hai noroc, ce faci, Lorenz? Cum ai reușit? Sunt pedepsit de conte. Se spune că fiecare casă nobilă, încă din antichitate, are propriul entertainer. Astăzi... Cum are? Ia uite, propriul entertainer. Astăzi, Dane, contele preferă magicianul. Dar te rog eu, lasă-l să-mi dea partea de braț ce îmi lipsește să pot să încep show-ul. Auzi, lași? Reglați-vă voi treburile voastre. Mulțumesc, Dane. Conte, măria ta. Cine e contele? Asta e întrebarea. Ia uitați-vă. Foarte bun. Ați reglat-o bine. Foarte bun. Ați luat ceva să fiți sigur că nu ne prindem. Vreau să încep show-ul pentru invitații tăi, conte. Dacă permiteți asta. Mulțumesc.
cool. Bravo, Lorenzo. Mulțumesc. Francesco Cutugno. Deci are, da. are niște numere are niște numere foarte interesante. Da, totul e și să ne spune și secretul. Un păpuc alb și un păpuc negru. Bravo, Lorenzo. Dar nu-l mai atinge. Dar nu-l mai atinge. Am uitat de mască. Cine e? Ea zice că e doamna Maria Cârneci. Maria Cârneci. Mi se părea după forma feței așa că ar fi ea. Eu zic că Matilda Pascal Cojocăriță. Matilda, mai bine vă dau niște indicii. Da.